Da, am să încerc. Ca să înțelegeți de ce mă aflu eu astăzi aici, aș vrea să vorbesc întâi puțin despre rezistența din Dobrogea. O rezistență care este unică în felul ei. De ce este unică? Pentru că aici a fost cel mai mare număr de oameni din întreaga rezistență din România. Cred că toate punctele de rezistență n-au însumat 15.000 de oameni cât a însumat Dobrogea. Au avut arme pentru acest număr de oameni. Iar Gogu Puiu nu a fost o persoană care a simțit nevoia să se ridice împotriva regimului nou, care tocmai se instaura, regimul comunist. A fost ceva mai mult. N-aș putea să vă spun cu exactitate, pentru că îmi lipsesc informațiile. Dosarul lui Gogu Puiu nu a ajuns nici astăzi la CNSAS, este încă la documente de siguranță națională. Deci nu am avut posibilitatea să citesc dosarul tatălui meu. N-am citit decât o declarație dată în 1947 în fața organelor de partid, cred, nu neapărat de securitate, când a intrat în țară și a fost condamnat la un an de temniță pentru trecere frauduloasă de frontieră. Trecerea de frontieră era dinspre vest în țară, nu invers. Deci nu fugea din țară, intra în țară. Dar tot a trebuit să facă un an de închisoare. Știu de la un foarte bun prieten al familiei că după ce a ieșit de la Văcărești, Gogu Puiu a trecut prin Constanța, s-a oprit la el preț de câteva ceasuri, ocazie cu care i-a spus că ar trebui să fie pregătiți, pentru că asta se întâmpla la sfârșitul anului 47, când 48, în noaptea de 14 spre 15 mai, va fi un val foarte mare de arestări în România. Și va fi aceste arestări, vor da semnalul unei insurecții populare și vor veni americanii. Deci, el trebuia să ajungă în țară, să adune oameni, să îi înarmeze, pentru că aștepta americanii. Târziu am aflat că Gogu Puiu a mai încercat odată să vină în țară, în 45. Costache Papanace nu l-a lăsat, el a plecat fără voie de la Costache Papanace, ajunge în Belgrad, se cazează la un hotel și în barul hotelului are loc o altercație între diversi cetățeni. A venit poliția, i-a arestat pe toți. N-aș vrea să comentez acest episod, pentru că mi se pare extrem de delicat. Deci vă voi povesti lucrurile așa cum le-am aflat și eu, iar dumneavoastră puteți gândi ce doriți și cum doriți mai departe. El este luat și dus în preajma, în biroul unui capitan al serviciilor secrete franceze, care se chema Blondel. Iar acest Blondel îi propune să se întoarcă în vest împreună. Gogu Puiu acceptă să se întoarcă, se întorc și din 45 până în 47 nimeni din comunitatea română nu îl mai întâlnește pe Gogu Puiu. Apare în 47, acolo unde se afla șeful lor, care era Costache Papanace, îi spune că el pleacă în țară, vine, se predă
deci se predă, nu este prins, este condamnat la un an pentru trecere frauduloasă de frontieră, asta se întâmplă în 47, după care este eliberat sau a evadat, părerile sunt împărțite, documente nu există, și se retrage în Dobrogea, unde frații Fudulea deja organizaseră nuclee de rezistență armată, deja oamenii veneau alături de ei. De ce vă spun că este puțin deosebită rezistența din Dobrogea față de celelalte puncte de rezistență din țară? În 40, când s-a retrocedat cadrilaterul, din cadrilater au venit în Dobrogea masiv a românii care veniseră din Grecia pentru că erau, se ducea o luptă aprigă de deznaționalizare a lor și de grecizare, lucru pe care nu l-au acceptat, și atunci au venit în România și au fost colonizați în cadrilater. Oameni de munte, care nu știau altceva decât să crească oi și din asta trăiau, s-au apucat și au făcut agricultură. Și în 14 ani și-au făcut niște gospodării și să le întorci după soare, frumoase și bogate, pe care le-au lăsat, așa cum le-au lăsat pe cele din Grecia, și într-o noapte au trecut granița, au venit în Dobrogea, unde au așteptat să li se dea o casă și 10 hectare de pământ. Au primit, s-au apucat din nou de muncă, a venit războiul, au venit comuniștii, li s-a luat tot, au umplut temnițele comuniste cu ani dați ca și când se dădeau grăunțe porumbeilor. Ai cântat Deșteaptă-te române, ia de aici 25 de ani. Ai ajutat familia unui legionar care era închis, ia de aici 25 de ani pentru ajutor legionar. Cam așa funcționau judecata și pedepsele aplicate în urma unei spoieli de judecată. De cele mai multe ori această judecată avea loc noaptea, fără a fi cineva în sală, ci doar procurorul, ofițerul de securitate și completul de judecată. Să revin însă la români. Deci la ei regăsim niște elemente pe care viața lor le-a săpat adânc în mintea, în sufletul, în comportamentul lor. Și anume, un naționalism foarte pronunțat. De ce? Pentru că ei veneau din spațiul grecesc, unde grecii încercau să-i grecizeze și aici ajunseseră efectiv să se omoare unii pe alții. Pentru a-și păstra identitatea națională, au venit în România. Da? Mai mult decât atât, pe lângă această identitate națională foarte bine conturată, acești oameni aveau un simț al proprietății foarte bine pronunțat. Și nu în ultim rând, credința în Dumnezeu. Având aceste coordonate, această educație, dacă vreți, bărbații acestui neam s-au înrolat să lupte împotriva bolșevismului, care anula tocmai aceste valori în care ei crescuseră și se dezvoltaseră din generație în generație. Deci lupta lor era pentru Dumnezeu, neam și țară. Deziderate pe care le mai întâlnim la o unică personalitate a acestui neam, care la fel a înțeles că poate muri fără a trăda aceste idealuri, care a fost Corneliu Codreanu.
Deci oamenii s-au adunat, Gogu Puiu a venit și l-au ales șeful rezistenței. El deja cunoștea metoda de luptă, de luptă de gherilă, cunoștea modalitatea de a crea contacte fără ca oamenii să se cunoască între ei. Deci se duceau doi străini la întâlnire care își transmiteau niște lucruri pe care trebuiau să le transmită mai departe. Dacă unul dintre ei ar fi fost prins, nu putea să spună cine este celălalt, pentru că nu-l cunoștea, nu știa cum îl cheamă, nu știa de unde vine, nu știa, probabil de cele mai multe ori, întâlnindu-se noaptea, nu știa nici cum arată foarte bine, ce trăsături are. De aceea, probabil, nici nu au fost prinși toți cei 15.000. Îmi amintesc că Ion Ioanid, în volumul 1 din Închisoarea noastră, cea de toate zilele, vorbind despre Gogu Puiu, spune la un moment dat că atunci când trecea Gogu Puiu ziua în amiaza mare prin satele din Dobrogea, șefii de post, milițienii, se ascundeau în interiorul clădirii ca să nu fie obligați să spună că l-au văzut. Deci frica era de partea cealaltă, nu de partea asta. Asta a fost în 47-48. La începutul lui 49, securitatea începe să se întărească, dar până atunci Gogu Puiu cu frații Fudulea, cu Gheorghe Filiu, cu oameni din familia Rău, în sfârșit erau destul de mulți, Matarangă, luau arme din unitățile militare, șefii de post le dădeau armele pe care le aveau. Să nu vă imaginați că se duceau, puneau pistolul la tâmplă și luau arme. Nu, nu. Comandanții de unitate îi chemau și le dădeau armele. Ieșau cu camioanele unității din unitate încărcate, camioanele încărcate cu arme. La un astfel de transport se trezește cineva, o santinelă care nu știa despre ce este vorba, trage și îl împușcă pe Nicolae Matarangă în picior, în fesă, iar Gogu Puiu îl operează în pădure la Babadag, îi scoate glonțul pentru că nu-l puteau duce la doctor și iminența de gangrenă era. Îl operează, iar în aiud lumea se întreba de ce Matarangă nu mai are o fesă. Deci i-a scos partea rănită ca să nu se cangreneze și să moară. Deci știa și măsuri de prim ajutor medical. Ceea ce mă duce pe mine cu gândul că în cei 2 ani cât a lipsit din comunitate și a fost împreună cu capitanul Blondel, el a fost instruit pentru a veni în țară. Durerea mea cea mare este că elitele tineretului nostru din vremea aceea au fost folosite drept carne de tun, pentru că știți situația parașutaților în munți care erau așteptați de securitate, închiși, luați, arestați, închiși, torturați și omorâți în final. Gogu Puiu, care a fost trimis și aici s-a luptat singur și cu oamenii lui, bineînțeles, dar fără alte ajutoare, așa cum i se promisese. Gavrilo Ogoranu, pe care Dumnezeu l-a păzit să nu fie prins, pentru că trebuia să rămână cineva să dea mărturie despre ceea ce s-a întâmplat. Și așa mai departe. Lupta a fost crâncenă, dureroasă, încărcată de emoție, de frică, de revoltă, frica din partea familiilor care știau că sfârșitul este aproape și că este absolut imposibil
ca niște oameni, chiar dacă aveau câteva arme, nu vor putea lupta cu armata rusească ce se afla în țară. Probabil că cineva se poate întreba sau poate spune că au fost niște idealiști, niște oameni care nu au calculat foarte bine riscul. Nu. Știau foarte bine care este riscul. Supraviețuitorii din rezistența din Dobrogea, cu care am vorbit după 90, mi-au spus, inclusiv Nicolae Ciolacu, care s-a călugărit la mănăstirea Brâncoveanu, la Sâmbăta de Sus, îmi spunea că Gogu Puiu spunea întotdeauna, Gogu Puiu nu va fi prins viu de securitate. Și pentru aceasta el purta un porthart cu niște acte despre care nimeni n-a știut vreodată ce conțineau și o grenadă. Grenada era pentru el. În cazul în care risca să fie prins, el desfăcea grenada, se culca cu pieptul pe ea și termina. Nu avea nimeni ce și cum să scoată de la el. Și lucrul acesta s-a întâmplat și uitați că uneori dragostea, care este unul dintre cele mai frumoase sentimente ale omului, a dus la pieirea celor doi protagoniști. Tata s-a îndrăgostit de mama, mama s-a îndrăgostit de el. Au rămas împreună în ciuda pericolului, pentru că un bărbat de tipul lui Gogu Puiu, dacă ar fi fost singur, putea scăpa mai ușor, cu o femeie care era și însărcinată, era ceva mai greu, dar probabil că ăsta a fost destinul, care s-a împlinit într-o noapte de 18 spre 19 iulie 1949, în satul Cobadin, la vreo 18 km la sud, nu, la nord de Constanța. N-aș putea să vă spun exact. La sud. Poftiți? La sud. La sud, nu contează. Satul se numește Cobadin. În noaptea aceea, ei vreau să se cunune cu preot. Aveau deja certificatele de cununie civilă, de căsătorie, făcute de un notar din Bogălniceanu, care după aceea a făcut vreo 14 ani de temniță pentru acest motiv. Și venea preotul Mihailescu să-i cunune. N-a mai apucat să vină pentru că pentru prima dată Gogu Puiu și-a călcat regulamentul. Adică a rămas în același loc mai mult de două nopți. A rămas trei nopți. În a treia noapte securitatea a aflat unde este, a înconjurat satul Cobadin. Din aproape în aproape a înconjurat și casa în care se afla. S-a tras și dintr-o parte și din cealaltă. Gheorghe Filiu, care a scăpat din această luptă, a scăpat cu viață, îmi spunea că au fost cel puțin 14 securiști omorâți de Gogu Puiu, care trăgea din casă, alergând în toate colțurile casei să creeze impresia că în casă sunt mai mulți trăgători. Era doar el singur, la un moment dat, sare pe geam. Ultimele vorbe pe care i le-a spus mamei, a spus: ai grijă de copil ca de ochii din cap, dacă va fi băiat, îl vei boteza Hristul. La noi numele copiilor se dădeau după numele bunicilor, tatăl lui era Hristul, dacă va fi fată, o vei boteza Zoe. Am fost fată. Și a plecat, a sărit pe geam, a tras ultimul cartuș, a fost rănit în picior și de aici se naște legenda. Eu personal n-am crezut și pe măsură ce au trecut anii,
mi s-a înrădăcinat, pur și simplu, faptul că Gogopuiu nu a murit atunci. Legenda spune că alături de o șiră de fân, de paie, de cocen, de ce era ea, Gogopuiu și-a desfăcut grenada, s-a culcat cu pieptul pe ea și a murit. Dar în egală măsură a luat foc și acea șiră de pai, să-i zicem. Și de aici încep legendele. Mama a fost confruntată, ea a fost prinsă a doua zi și arestată, a fost confruntată cu un cadavru care era absolut carbonizat. Deci n-a putut să-și dea seama cine era în acel cadavru. Nu existau trăsături pe care să le poată identifica. După aceea, eu am găsit după 90 în arhivele securității, într-un dosar, două adrese din 1954. Deci Gogopuiu moare în noaptea de 18 spre 19 iulie 49 și eu găsesc două adrese de la parchet către miliția din Cogălniceanu de Constanța cu următorul text: căutați, prindeți și aduceți încătușat pe banditul Gogopuiu. Răspunsul miliției este: am căutat, am făcut și afișaj pe ușa casei, dar banditul n-a răspuns. Deci sunt 5 ani între cele două evenimente. Și mă întreb dacă exista siguranța că Gogopuiu a murit în 49. Mă întreb de ce îl căutau în 54, după 5 ani. Și mi-amintesc că aveam 5 ani, sau mă rog, 4 și jumătate, când un milițian care mi se părea îngrozitor de înalt și de negru, cred că era brunet, dar eu probabil că de frică îl vedeam negru, o să-mi permite să mă așez. Când mă găsea pe drum, îmi spunea, îmi dădea o bomboană, în primul rând, și mă întreba: ce nene cu arme doarme la voi în pod? Și îi spuneam că la noi nici în casă, nici în pod nu doarme niciun nene. Că la noi nu existau bărbați, pe vremea aceea toți erau închiși, bărbații în casă. Și atunci făcea acel gest pe care vă rog să mă credeți și acum îl am în fața ochilor. Călcâiul rotit așa în pământ și spunea: pui de viperă, uite așa te-aș strige. Nu vă spun ce frică îmi era de acest om. Copil fiind, eu chiar îmi imaginam că poate pune călcâiul pe cap și mă poate strivi. Drept pentru care, când îl vedeam, îi lăsam drumul, mă duceam pe altă parte, dacă îl vedeam. Sau dacă era în apropierea casei, fugeam repede în casă. Ca să aflu în vara aceasta că acest milițian era soțul unei nepoate a familiei. În sfârșit, mama a fost condamnată la 3 ani pentru omisiune de denunț. A născut în arestul securității, în spital, dar cu gardă de securitate la ușa salonului în care se afla. Am fost duse împreună la Mislea, era iarnă, frig, am fost transportate cu o dubă neîncălzită, că doar nu era să ofere condiții
comode unei bandite și copilului ei care trebuia să-și moară, de fapt, de ce să trăiască, să avem noi niște neplăceri cu el mai târziu. Și am ajuns, scutece nu avea, nici nu știu cu ce mă înfășurase, probabil că și-a rupt ceva din haine, sau i-o fi dat vreo asistentă de milă, ceva, n-am aflat niciodată. Și n-am aflat pentru că acum sărim pe etapele, mama a murit când eu aveam 6 ani și jumătate. Deci este absolut imposibil ca eu să fi putut sta de vorbă cu ea, să-mi povestească cum a trecut peste acele zile de după naștere. Și la Mislea am ajuns foarte bolnavă. Și îmi povestea după ani Aspazia Oțel că se scurgea viața din mine de la un ceas la celălalt și atunci mama, disperată, s-a dus la Aspazia și i-a spus: te rog frumos, fă ceva și botează-o, că nu vreau să moară nebotezată. Și atunci mi-au făcut un botez de urgență, dar aveau anafură și apă sfințită. Și cu ajutorul lor mi-au făcut un botez de urgență, cum vă spuneam, și ca prin minune, de la zi la zi, am început să mă însănătoșesc, fără niciun fel de medicamente, fără hrană, fără... Am stat 1 an și 4 luni în arest la Mislea, lângă mama. De la 1 an la 1 an și 4 luni, comandantul Vișinescu a dat ordin să fiu scoasă de la porția de mâncare pentru a o obliga pe mama să semneze actele de trimitere a mea în orfelinat, cu promisiunea că atunci când va ieși se va spune la ce orfelinat să mă caute. Tehnica era aceea de a pierde copiii, pentru că târziu, după 90, m-am întâlnit cu o doamnă din Galați și acum o am în fața ochilor, care atunci când a auzit că eu sunt născută în închisoare și că totuși știu și îmi cunosc identitatea și m-a întrebat cum am ajuns eu în familie, pentru că și ea a născut un băiat în închisoare pe care îl caut, mi-a spus, de 42 de ani și nu reușesc să-l găsesc. Deci asta era tehnica. Să te ducă și să ți se piardă urma. Mama însă nu a acceptat acest lucru și la 1 an și 4 luni n-aș putea să vă spun cum, din punct de vedere al formelor legale, dar am ajuns acasă cu o doamnă care fusese arestată pentru că s-a opus colectivizării și a făcut, nu știu, 1 an, câteva luni, nu mai știu exact. Era din Fetești sau și i-a spus mamei că mă ia, mă duce în Cogălnicianu și dacă va găsi pe cineva din familie, pentru că probabilitatea să fie toți arestați nu era de neglijat, mă va lăsa în familie, dacă nu, mă va ține la ea. Și a zis, am 7 copii acasă, ce vor mânca ai mei 7, o să mănânce și a ta. Și tu când te eliberezi, dacă nu o găsești la Cogălnicianu, înseamnă că e la mine la Fetești. Deci să stai fără grijă. Am ajuns la Cogălnicianu, unde am fost primită de... În prima dată m-a luat unul din frații mamei, după aceea am ajuns la bunica paternă, mama tatălui meu, și acolo am rămas, am crescut și am trăit alături de familia tatălui meu. Acolo a venit și mama când s-a eliberat. Și mama a murit stupit în urma unei operații de amigdale. A făcut o hemoragie foarte puternică. S-a făcut o transfuzie de sânge pe care a refuzat-o și în 3 zile a murit. Dar mama cred că era moartă din momentul în care a dispărut tata. Și mi-amintesc un gest pe care mi-l făcea. Mă duceam să o întreb ceva și când îmi întâlnea ochii, mi-a acoperea, îmi punea palma pe ochi. Eu semănam foarte bine cu tata. Și ochii mei îi aminteau de ochii lui
și aproape că nu suportam să vadă ochii lui la mine. Mama a fost o victimă inocentă și a cărei viață s-a terminat pentru că a iubit prea mult. Aspazia Oțel mi-a spus să fii mândră de mama ta pentru că a trecut printr-una din cele mai dure anchete și a suportat totul cu demnitate, nu s-a plâns niciodată. Și mai mult decât atât, nu a avut nimic de spus despre nimeni. Și la Mislea mai era o doamnă, mai în vârstă, probabil că dacă mama avea 30 de ani, ea avea vreo 60. Era mama fraților Perceli, amândoi erau doctori radiologi. Când au început arestările, s-au ascuns. Securitatea nu i-a găsit și atunci, ca să aresteze totuși pe cineva din familie, au arestat-o pe mama fraților Perceli, care n-avea nicio vină, biata femeie, decât că era mama lor. Și îmi spunea Aspazia că se retrăgeau amândouă într-un colț, când simțeau nevoia să plângă, plângeau și vorbeau în limba lor, după care, după ce se linișteau, veneau din nou la muncă și se apucau să facă ce trebuia să facă. Deci primul meu an de viață a fost petrecut între zidurile mucele de la Mislea, din interiorul cărora am înțeles că n-am prea ieșit, pentru că atunci când am ieșit eram foarte mirată de vântul care bătea și vroiam să-l prind. Eram mirată de flori, de păsări, de toate lucrurile acestea care pentru mine erau absolut noi. Iar contactul meu cu prima felie de pâine a fost tragic. Pentru că în momentul în care mi s-a dat o felie de pâine, eu am aruncat-o, că nu știam ce este. Până atunci nu mai văzusem pâine. Probabil că mi se pare de științifico-fantastic. Dar așa era și am cerut mămăligă. Mi-au făcut o mămăligă așa cum se face într-o casă normală. Am mâncat ceva mămăligă, probabil de foame, dar nici aceea nu era ca turtoiul meu de la Mislea cu care eram eu obișnuită. Deci un an, un copil de un an și patru luni care să-și dorească turtoi și nu pâine sau mămăliga normală este tragic. Este tragic. Și vă spun acest lucru pentru că voi aveți puterea să împiedicați să se repete aceste lucruri. Pentru că văd că sunteți destui tineri aici, care puteți să fiți atenți la noi și să doriți să învățați. Vreau să vă spun că a fost o perioadă groaznică. Îmi amintesc, deci crescusem, eram deja mărișoară, și mi-amintesc că era lumea îngrozită, efectiv, pentru că noaptea veneau gazurile. Așa se numeau mașinile, gaz. Ale securității măturau cu farurile și spărgeau întunericul satelor și arestau. Arestau pe capete. Dimineața satele erau înjumătățite de bărbați. Nu mai erau bărbați în sate. Rămâneau doar femeile cu copiii. De cele mai multe ori, în funcție de gravitatea politică a bărbatului închis, nevasta nu avea sau avea voie, în cele foarte puține cazuri, avea voie să muncească. Celelalte nu aveau voie să muncească. Și trebuia să moară de foame. Am trăit
din milă publică. Mulți ani. Și acum îmi amintesc că în fiecare toamnă, cam pe vremea asta, cineva venea și punea un sac cu făină pe pragul ușii noaptea, cu un bilețel, să-i lase mama adoptivă, sacul gol pe scară ca să și-l poată lua în a doua noapte. Nici acum nu știu și nici mama n-a știut vreodată cine era persoana care ne aducea acea făină. De ce? Pentru că îi era frică să nu primească 25 de ani la ajutorul legionar. Bărbații care au fost închiși au trecut și ei prin furcile caudine. Au fost călcați în picioare. Au fost jigniți, batjocoriți, bătuți. Ce să vă spun? Dar întrebându-l pe unul, se numea Garofil. Nu-l voi uita pe omul ăsta niciodată. A intrat la 19 ani în închisoare și a ieșit la 39. Și l-am întrebat, cum ai fost torturat? Și parcă-l văd, a zâmbit și mi-a spus, am fost umilit odată atunci când am fost torturat. Tu crezi că mă voi mai lăsa umilit odată, povestindu-ți ție? Iar tatăl meu adoptiv și fratele mai mare al tatălui meu, care au făcut fiecare câte 10 ani de închisoare, zi în zi, au spus că ei nu au fost torturați. Niciodată. La început am crezut, după aceea când am aflat că n-a existat unul care să nu fie torturat, m-am gândit că tot această hiperdemnitate a lor i-a împiedicat să vorbească despre torturi. Dar târziu, unchiul meu, fratele tatălui meu, care era profesor de meserie, s-a trezit într-o noapte plângând, de fapt visa și plângea, m-am dus, l-am trezit, l-am întrebat ce se întâmplă și printre lacrimi și suspine mi-a spus că a visat că a fost arestat și mi-a spus dacă mi s-ar mai întâmpla o dată, n-aș supraviețui, m-aș spânzura, n-aș mai putea să trec încă o dată prin ce am trecut. Ca după mulți ani să-mi spună Aspazia Oțel, care a fost bătută la tălpi până când s-au desprins tălpile pantofilor care era încălțată. A spus, dacă mă mai băteau odată la tălpi, cedam. N-am îndrăznit să o întreb cum ar fi cedat, în ce ar fi constat cedarea. Pentru că această femeie care și acum, la 90 și ceva de ani, când ajunsese așa o mânuță de om, avea o putere psihică extraordinară, m-am gândit că cedarea ar fi fost ceva care, despre care ea n-ar putea vorbi. Și că a avut grijă Dumnezeu de ea să nu o ducă pe pragul cedării. Aș vrea să vă mai vorbesc puțin. Nu să vă vorbesc despre torturi, nu să vă vorbesc despre Pitești, despre care bănuiesc că știți. Aș vrea să vă vorbesc despre un alt fragment din chinurile aplicate legionarilor. Și doar celor din rezistența din Dobrogea a fost aplicat acest tratament. N-aș putea să vă spun de ce, pentru că motivele nu sunt trecute
în dosarele securității. Într-o noapte de martie, cred că 12-3 martie 1950, au fost încărcați în dube 120 de oameni, cifra variază. Eu așa am aflat de 120. Mai nou, ăsta, Marian Oprea, mi-a spus că... Marius Oprea mi-a spus că el a găsit în arhivele securității 79 de oameni, dar atrocitatea în sine nu constă în numărul oameni. Putea să fie unul singur. O astfel de atrocitate nu poate fi aplicată unui om. Deci i-au încărcat în niște dube, după care i-au suit într-un tren, tren care s-a plimbat prin țară pe linii moarte, ca să nu-i vadă nimeni. În acest tren, acești oameni, care erau toți tineri și frumoși, și vă spun, nu este un eufemism, că mă uit la poze și mă întreb cum puteau fi toți atât de frumoși. Probabil că era o frumusețe care venea din interior. Au fost plimbați, deci, în trenurile acestea, fără să li se dea un strop de apă sau o fărâmă de pâine sau de ceva, de mâncare. Și au murit în compartimentele în care erau. Voi intra în niște detalii, poate neplăcute, dar vreau să le spun, chiar dacă sunt vulgare. Și-au făcut necesitățile acolo, pe loc, pentru că nu aveau voie să plece din compartimentul respectiv. Au murit, morții au rămas acolo, lângă cei care au supraviețuit. Deci, vă puteți imagina cei care au supraviețuit, în ce condiții au supraviețuit câteva zile? Cu camarazii lor morți, plin de mizerie în jur, ei plin de mizerie, înfometați, dezorientați, înfricoșați, pentru că ești om și nu se poate să nu-ți fie frică. Iar ultimii au fost împușcați undeva lângă Timișoara. Se pare că era undeva lângă Lugoj, se numește Pădurea Verde. Nu știu dacă este așa sau nu. Tot Marius Oprea îmi spunea în iarnă că a descoperit el că s-a făcut o gară, o linie ferată nouă și că ar fi îngropați sub un rambleu de cale ferată, tot în zona Timișoarei. Cred că n-au primit aprobări pentru săpături. Așa că va trebui să așteptăm până vor primi aprobările, să vedem ce vor găsi. Domnul Marcel Cazacu, care la începutul anilor 90 era președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici Timiș, mi-a trimis într-un plic 20 sau 22 de certificate de deces consemnate la primăria Timișoara, la starea civilă. Și acești 22 de oameni au murit, conform documentelor, între 8 dimineața și 6 după amiază, de insuficiență cardiacă, insuficiență respiratorie, pneumonie, TBC și alte boli de genul acesta. În realitate, toate sunt semnate de același ofițer de securitate, Ion Nica. Și
Deci acești oameni și-au dat întâlnire la Timișoara și au murit în aceeași zi de boli despre care v-am vorbit. În realitate, au făcut TBC și pneumonie, probabil că era glonțul prea rece. Ei au fost împușcați. Și culmea cinismului se găsește o corespondență între șeful securității Timiș, de pe vremea aceea, era un ungur, și directorul închisorii Gherla, pentru că erau și deținuți de la Gherla, în care directorul închisorii Gherla îi cere șefului de securitate de la Timiș să îi trimită zighele celor împușcați la Timiș, pentru că erau pe inventar. Deci acei oameni n-au avut dreptul nici măcar la o amărâtă de zeghe să o aibă pe ei când intrau în pământ. I-au aruncat goi. După ce îi aruncau în grop comune, neștiute de nimeni, unde nimeni nu putea să se ducă să aprindă o lumânare, măcar la aiut, se cunoștea, era râpa robilor. S-a săpat, s-au găsit oase, a izvorât mir din ele. Despre ăștia nu se știe nimic. Totul este o poveste, o nebuloasă. Vine unul, mai spune un amănunt care se contrazice cu alaltia. Nici măcar nu găsim în documentele de securitate aceste lucruri. Pentru că și aceste documente au fost întocmite așa cum au fost întocmite tot de către ei. Așa cum dacă iei documentele de la Pitești și le citești numai pe ele, fără să asculți pe mărturisitorii care au trecut prin Pitești, o să spui că oamenii aceștia au înnebunit la un moment dat și au început să se bată între ei. Uite așa, de amorul arte. Hai să vedem cine este mai puternic. Și ne batem între noi și ne chinuim și ne jignim și ne călcăm în picioare pentru că vrem să arătăm cine este mai puternic. Nu este adevărat. Ce este însă de reținut este faptul că toți ca unul, cei care au supraviețuit, indiferent dacă închisoarea a fost mai blândă sau mai crâncenă, dacă au stat numai în celular sau au fost trimiși la stuf, în deltă, la cărat piatră și așa mai departe, toți ca unul, vă spun, au spus că dacă au supraviețuit și au reușit să treacă această mare de suferință, nu o să spun deznădejde, pentru că nu și-are locul deznădejde, au făcut-o prin rugăciune și printr-o credință extraordinară în Dumnezeu. Și vreau să vă spun că niciunul nu a ieșit din închisoare necredincios. Credința era absolut modul lor de viață. Cei care n-au avut credință au suferit de boli psihice în cele mai dese cazuri. N-au putut suporta detenția, foamea, frigul și claustrarea. Deci, dincolo de zidurile închisorii, Dumnezeu a fost alături de ei, iar majoritatea au știut să-L caute și să-L păstreze în suflet și să ajungă cu Iisus Hristos acasă. Unde au început o viață nouă, după anii de temniță? Au trăit atât cât le-a dat Dumnezeu și au murit creștinește. Ce este și mai interesant, și n-am înțeles, la începutul anilor 90, când îi auzeam pe foștii deținuți politici
că spuneau că nu-și urăsc călăii, eram mirată. Spuneam, nu e posibil așa ceva, cum adică? Ăla te călca în picioare și tu nu-l urăști? Este absolut împotriva firii umane. Nu era împotriva firii umane, numai că eu nu înțelegeam atunci că cel care crede în Dumnezeu și care este convins că Dumnezeu l-a readus în lume, nu poate să urască. Iată deci de ce vorbim despre sfinții închisorilor. Pentru că au suferit enorm. Dumnezeu i-a ajutat ca suferința să se transforme în nestemată, sufletul lor să fie plin de iubire și de înțelegere, să nu aibă un dram de ură în suflet și să accepte totul ca un dat, nu ca o fatalitate. Pentru că numai de fatalism nu pot fi acuzați acești oameni. Nu e fatalism. Ci este pur și simplu acceptarea acestei odisei prin care i-a trecut Bunul Dumnezeu. De ce? Numai El știe și probabil că marea majoritate care au plecat acolo sus au aflat acolo de ce. E adevărat că suferința ne înnobilează. Suferința te face mai bun, mai înțelegător, cu o deschidere mult mai mare spre iubirea aproape lui tău. În egală măsură însă, de foarte multe ori mă întreb, oare între acești oameni nu au existat oameni care n-au putut accepta că au fost arestați pe nedrept? Oameni care au plâns pentru familiile lor, pentru copiii lor mici care au rămas acasă. Oameni care n-au știut niciodată când le-au murit părinții sau soțiile sau copiii, că au fost fel de fel de cazuri. Oare acești oameni, mă gândesc la cei din trenul fantomă, că așa s-a numit acel minunat tren, au plecat chiar toți spunând, facă-se voia ta, Doamne. Nu știu, poate este o blasfemie acest gând al meu. Dar mă întreb, pentru că omenește este să ai un moment când să urăști, să ai un moment când să nu-ți accepti soarta și să spui de ce tocmai eu, de ce trebuie să plătesc așa, pentru că nu am făcut altceva decât să-L iubesc pe Dumnezeu și să-mi iubesc neamul, să nu doresc să-L las să fie strivit și călcat în picioare de șenila și de cizma rusească. Mi se pare firesc să fie așa. Mi se pare firesc ca unii dintre ei să fi plecat blestemând. Și atunci m-am gândit că ar trebui să facem niște slujbe de iertare a păcatelor, lor, niște slujbe care să înceapă cu înmormântarea lor, și am reușit să fac una la Constanța, unde am găsit înțelegerea arhiepiscopului de acolo. Și acolo am găsit numai pe Constanța 480 de nume. Probabil vor fi mai mulți, dar 480 am găsit în documente. Și aș vrea să vă vorbesc puțin despre situația familiilor. Și întotdeauna m-am întrebat cui a fost mai greu.
celor din închisoare sau celor de afară. Pentru că celor de afară le-a fost cumplit de greu. Și știu cum era. Venea preceptorul și bătea numai la ușile noastre să ne ia ce, că nu mai aveam nimic. V-am spus, trăiam din mila publică. Iar rudele noastre care voiau să ne dea de mâncare, așa, veneau prin curtea vecinului să ne dea prin fereastra care dădea în curtea vecinului să ne dea ceva ca să nu fie văzuți că intră în curtea noastră. Pentru că atunci riscau să facă pușcărie. Copiii erau marginalizați. Am suferit ca un câine. Eram în clasa a doua. Și trebuia să fiu făcută pionieră. Și pentru că erau un fică de bandit, nu m-au făcut pionieră. Și cred că eram singura sau cu încă vreo doi care chiar nu învățau deloc. Și eu eram premiata clasei și nu m-au făcut pionieră. Nu vă spun cât am suferit. Pentru că mă simțeam marginalizată, mă simțeam paria, mă simțeam în afara colectivului meu, în afara colegilor mei, în afara prietenilor mei. Cumplit am fost. Mi-amintesc că era o fetiță care într-o zi m-a împins de la rând și a spus, tu să te duci să stai la coada rândului, că ești fică de partizan. Ce-o fi vorbit acasă la ea? Ce-or fi vorbit părinții? Nu știu ce a fost în capul ei, dar știu că am fost șocată și m-am dus. M-am dus la urma, ultima la rând, pentru că așa mi-a spus ea, pentru că eu eram fică de partizan și nu aveam drepturile pe care le aveau ceilalți copii. La sfârșit de an aveam media 10, dar nu primeam premiu pentru că eram fică de partizan. De Crăciun li se dădea de Moș Gerilă, li se dădea tuturor câte un pachet de la CAP, mie nu-mi dădea nimeni nimic pentru că eu nu aveam dreptul. Deci, vă spun, pentru un copil, aceste lucruri pot afecta psihicul copilului în mod absolut iremediabil. De ce nu mi s-a întâmplat? Probabil că tot Dumnezeu a dorit să fiu puternică și să nu fiu îngenunchiată. După aceea, mi-amintesc că s-a făcut o comisie de tutelă, că dădeam examen de admitere la liceu, mă chema Puiu și numele sărea în ochi și puteam să fiu tăiată de pe lista admișilor. Și atunci, familia, sora tatălui meu care mă creștea, m-a și înfiat ca să-mi schimbe numele. Și așa trăiau toți copiii și toate familiile care aveau bărbați închiși. Situația nu a fost mai bună nici după 64, pentru că cei care au ieșit din închisorile comuniste au fost obligați să semneze, înainte de a ieși de pe poarta închisorii, au fost obligați să semneze angajament cu securitate. Și nimeni nu spune lucrurilor pe nume, se spune cum i-au șantajat, cum i-au obligat să o facă. Și mi-amintesc cazul unui foarte bun prieten al unchiului meu, care era chemat aproape lună de lună la securitate să dea informații despre prietenii lui. Și el spunea, m-am întâlnit și am vorbit despre faptul că pe mine mă doare genunchiul și pe el codul, că plouă sau nu plouă și așa mai departe. Și n-a mai suportat acest lucru și s-a aruncat de la etaj într-un an. Și n-a murit. Și a rupt doar un picior. A venit salvarea, l-a luat și pe drum spre spital, salvarea este angajată într-un accident rutier și el moare în salvare. Deci Dumnezeu n-a vrut nici să-i prelungească chinul,
dar nici nu l-a lăsat să-și ia viața. Știm cu toții că este un păcat groaznic pentru ortodoxi, sinuciderea. Iată deci cum Dumnezeu a lucrat mereu și mereu și mereu. Iar astăzi, dragii mei, România, țara asta pentru care veacuri la rând oameni care au iubit-o, care au venerat-o și au dat viața pentru ea, astăzi nu mai plânge cu lacrimi, nu mai plânge cu sânge. Plânge cu lacrimile de mir ale oaselor ultimilor noștri eroi, cei din temnițele comuniste. Pe 19 mai am asistat, martie, am asistat la modul în care a izvorât din racla aceea și după aceea din toate moaștele care erau pe masă, curgea mirul. Curgea efectiv. Iar osul acela pe care îl vedeți ieșit din raclă era cald. Trăia. Nu ne rămâne decât să luăm putere de la ei, să luăm exemplu, să ne iubim țara. Bineînțeles că nu cere nimeni sacrificii, ci fermitate. Și dacă veți fi fermi și vă veți iubi țara așa cum au iubit-o ei, dacă vă veți lua modele din rândurile lor, atunci, cu siguranță, țara aceasta va avea un alt viitor. Totul însă, cu rugăciune și cu cerință de la Dumnezeu să ne fie alături și să ne ajute să spălăm această țară de ateism, de neomarxism, care este absolut înfiorător, e mai rău decât marxismul, pentru că ne va distruge copiii. Și să încercăm, e convingerea mea, nu poate să fie a tuturor, dar eu cred că educația în acest moment nu se poate face nici în școală, nici în familie, ci lângă biserică. Trebuie obligată biserica cumva să reînceapă construcția de școli în biserici. Ar fi îngrozitor de multe lucruri de spus și despre viața celor de afară și despre cum erau urmăriți de securitate, despre preoții care erau umiliți, despre familiile batjocorite. Multe, multe lucruri, dar dacă doriți să le aflați, aveți atâta literatură de specialitate încât puteți găsi singuri. Noi, cei care mai suntem și mai putem vorbi despre acea perioadă îngrozitoare, nu putem decât să vă trezim curiozitatea. Și vreau să vă mai spun că duminică se fac 80 de ani de când elita legionară a fost împușcată tot noaptea și ei au fost înmormântați apoi în cimitirul de la Predeal. Dacă veți putea să ajungeți, să aprindeți acolo o lumânare, pentru că se va face un tedeum acolo, puteți să o faceți. Merită acest minim efort să aprindeți o lumânare și să nu vă jenați niciodată să-i venerați și să spuneți că legionarii, într-adevăr, au fost poate fii cei mai de ispravă ai acestei țări în perioada interbelică. Să nu vă fie
nici teamă, nici jenă. Jenă nu aveți de ce, dacă veți citi, vă veți da seama că n-are de ce să vă fie jenă. Teamă, dacă sunteți mulți și fermi, nimeni nu vă poate face absolut nimic. Eu întotdeauna am spus că eu, dacă vor să pună în aplicare acea minunată lege 217, eu le stau la dispoziție. Mă pot închide. Poate, dacă mi-e destinul să închei viața acolo unde am început-o, așa să fie. Dar eu personal nu voi tăcea niciodată și voi vorbi despre frumusețea acestor oameni, despre credința în Dumnezeu și despre imensa dragoste de țară. Pentru ei nu a contat nimic, nici familia, nici viața lor, nici tinerețea lor. Au sacrificat totul pentru dragostea de Dumnezeu și dragostea de neam și țară. Cuvinte care în ultimii ani s-au golit de sens, dar să încercăm să le reumplem, pentru că altfel existența noastră nu are sens. Dacă ne dezrădăcinăm în propria noastră țară și ne simțim străini, atunci chiar nu merităm nimic. Vă mulțumesc că m-ați ascultat! Dragii mei.